Ne așezăm cu picioarele încrucișate, spatele cât mai drept. Inspirăm profund pe nas, expirăm, ne așezăm în această postură. Începem să ne scanăm corpul din creștetul capului până la baza coloanei, în timp ce relaxăm genunchii, relaxăm tălpile. Inspirăm, observăm cum pieptul se ridică. Expirăm. Lăsăm umerii ușor către spate și în jos, relaxați, moi. Relaxăm și mușchii feței. Maxilarul. Ducem privirea în spațiul dintre sprâncene, cu ochii închiși. Observăm cum ne simțim în acest moment, care sunt nevoile fizice, dacă există tensiuni în anumite părți ale corpului. Observăm mintea, rapiditatea cu care gândurile se derulează. Ne observăm și respirația, cum este, în care zona corpului se simte. Inspirăm profund, aducem palmele la piept. Ne conectăm cu ajutorul degetelor mari cu spațiul inimii. Încercăm să simțim bătăile inimii și ne setăm intenția pentru practica de astăzi. Inspirăm profund pe nas. Expirăm, ducem fruntea către palme. Deschidem ușor ochii. Revenim cu palmele pe genunchi. Începem să rotim capul. Inspirăm atunci când îl ridicăm, îl ducem spre spate, expirăm când coborăm cu bărbia în piept. Încă o dată. Când am ajuns cu bărbia în piept, inspirăm, începem și rotim în cealaltă parte. Relaxăm maxilarul și încercăm să ne bucurăm de această întindere a gâtului. Dacă am ajuns cu bărbia în piept, ridicăm privirea. Aducem pumnii strânși către umeri, coatele la nivelul umerilor. Deschidem coatele către exterior, inspirăm profund și pe expirație începem să deschidem brațele, să întindem coatele, rămânând cu pumnii către interior. Când am ajuns la capăt de tot, începem și deschidem degetele, palmele, întindem bine. Încă o dată inspirăm aici cu pumnii către piept, tragem tare de pumn către piept până când simțim că se întinde încheietura. Inspirăm profund și pe expirație, de-a lungul unei expirații, începem și întindem, conștientizăm senzația de la nivelul încheieturilor, a brațelor. Deschidem palmele.
Încă o dată inspirăm. Începem să întindem coatele la nivelul umerilor, pieptul deschis. Deschidem palmele. Inspirăm, revenim cu palmele pe genunchi. Aducem tălpile împreună în butterfly. Întâi relaxăm genunchii, apucăm vârful tălpilor. Începem să mișcăm de câteva ori sus, jos. Spatele drept, împingem în oasele bazinului. Gâtul cât mai drept. Ne observăm cervicala. Încă puțin, încălzim. Bun, relaxăm genunchii. Întindem piciorul stâng. Venim cu călcâiul drept către perineu. Îndreptăm spatele, inspirăm, ridicăm brațele deasupra capului. Expirăm, ne răsucim cu coloana dreaptă către piciorul întins, apoi încercăm să ne aplecăm, dar nu foarte mult. Deocamdată încălzim spatele și coloana. Rămânem cu palmele cam în zona genunchiului. Împingem în palme și scoatem pieptul în față, umerii departe de urechi în jos. Tragem buricul către interior și lăsăm să se întindă spatele, zona lombară. Întindem talpa, apoi flexăm. Încă o dată întindem, flexăm și ultima dată întindem și flexăm. Inspirăm, ne ridicăm, aducem din nou brațele deasupra capului, întindem bine spatele și coloana, tragem buricul către interior, expirăm, ne aplecăm acum într-o flexie laterală, dar nu foarte mult. Din nou suntem la faza de încălzire, întindem cotul pe lângă ureche, privim către tavan, tragem de umărul drept către spate. Relaxăm bazinul, simțim oasele bazinului pe saltea. Palma activă, degetele mâinii drepte trag către stânga. Întindem cât mai bine. Inspirăm, revenim la centru. Expirăm, coborâm brațele. Schimbăm călcâiul stâng către perineu. Piciorul drept întins în lateral cu talpa flexată, talpa activă. Inspirăm, întindem, ridicăm brațele deasupra capului. Expirăm, ne răsucim, coborâm cu palmele la nivelul genunchilor și ne aplecăm. Conducem pieptul către genunchi. Rămânem în acel punct unde simțim postura confortabilă. Umerii pe aceeași linie, tragem ușor de umărul drept către spate și de umărul stâng către față. Întindem talpa. Întindem din nou. Flexăm. Și ultima dată întindem. Flexăm. Inspirăm, ne ridicăm cu brațele deasupra capului. Întindem bine. Pe expirație, coborâm în lateral. Cotul drept în interiorul genunchiului drept. Cotul stâng pe lângă ureche, întins. Palma întinsă, activă. Privim către tavan. Tragem de umărul stâng către spate. Inspirăm profund până în zona taliei, în partea stângă. Inspirăm, ne ridicăm încet.
coborâm brațele, îndoim genunchii în față, ne așezăm în table pose. Palmele sub umeri, genunchii sub oasele bazinului, tragem buricul către interior, aliniem degetul arătător cu brațul, da? Pe aceeași linie cu palma, coatele ușor către interior, către genunchi, către coapse, tragem buricul către interior, privim în saltea, expirăm și apăsăm în palme, apăsăm în genunchi. Ducem bărbia către piept, alungind astfel coloana cervicală. Inspirăm. Pe expirație coborâm pieptul către podea, doar pieptul, umerii se duc în sus, omoplații se apropie. Apoi împingem în palme, depărtăm omoplații și creăm spațiu în această zonă. Și continuăm această mișcare. Inspirăm, împingem. Expirăm, coborâm cu pieptul. Izolăm mișcarea la nivelul umerilor, însă abdomenul rămâne activ. Coloana lombară întinsă. Apasă în rădăcina degetului arătător. În ultima dată, după care împingem în palme, rămânem cu omoplații ușor depărtați. Revenim în table. Vom izola acum mișcarea la nivelul bazinului. Ducem buricul către podea. Inspirăm, expirăm, ducem mult coccisul către interior, rotim bazinul, curbăm mult coloana lombară. Inspirăm, expirăm. Împingem ambii genunchi în mod egal. Inspiră și expiră conștient. Ultima dată. Expirăm, curbăm. Apoi inspirăm, revenim în table, coloana dreaptă. Inspirăm, ridicăm brațul drept în exterior, expirăm, îl introducem pe sub brațul stâng, așezăm obrazul drept pe saltea, bazinul într-o linie dreaptă. Ne odihnim aici, întindem umărul drept, palma către tavan, palma dreaptă. Tragem buricul ușor către interior, conștientizăm. Împingem în palma stângă, ne ridicăm încet, revenim cu palma dreaptă pe podea. Inspirăm, întindem brațul stâng, expirăm, coborâm pe saltea, obrazul stâng pe saltea, aliniem bazinul. Relaxăm aici. Împingem în palma dreaptă. Revenim cu palma stângă pe saltea. Ridicăm bazinul, câinele cu fața în jos, călcâiele către podea, un câine modificat, distanța dintre palme și tălpi este mai mică. Vedem dacă putem ajunge cu călcâiele către saltea și încercăm să apăsăm și în călcâie și în degetul mare și să observăm cum energia urcă de-a lungul picioarelor către lombar.
activăm Mula Bandha și trimitem energia pe coloană către cap, relaxăm capul, apăsăm în ambele palme, umerii sunt departe de urechi. Inspirăm, privim între palme, facem pași către partea din fața saltelei, venim cu palmele în fața tălpilor, rămânem pe vârf, cu vârful degetelor către saltea, palmele orientate una către cealaltă. Și de aici vom face aceeași mișcare cu umerii pe care am făcut-o mai devreme în tabletop. Vedem cum se simte. Putem îndoi ușor genunchii dacă spatele nu este foarte drept. Dacă este loc, este ok și să rămânem pe vârful degetelor, să împingem în vârful degetelor palmele ca o cupolă. Inspirăm, apăsăm, expirăm, lăsăm pieptul să coboare. Încercăm să ducem privirea către genunchi pentru a relaxa cervicala și să izolăm mișcarea la nivelul umerilor. Ultima dată, după care inspirăm, apăsăm în palme, îndreptăm coloana cu buricul tras, ne ridicăm cu brațele deasupra capului, extended mountain, privind către palme. Inspirăm, arcuim coloana, expirăm, coborâm din nou în forward fold, de data asta palmele de o parte și de cealaltă tălpilă. Inspirăm, ducem piciorul drept în spate pe linia șoldului, coborâm genunchiul, privim în față, umerii departe de urechi, deschidem piept. Inspirăm profund aici, lăsăm bazinul să coboare. Ridicăm genunchiul, așezăm palmele pe saltea, ducem talpa stângă lângă talpa dreaptă, planșă. Expirăm, genunchi, piept, bărbie. 8 points to the floor. Inspirăm, împingem în palme, întindem tălpile, ridicăm pieptul cobra sau baby cobra. Inspirăm profund aici, expirăm. Coborâm pieptul, împingem în palme, mergem pe genunchi, apoi bazinul sus, câinele cu fața în jos. Tragem buricul către interior, împingem în palme, coborâm axila. Inspirăm, ridicăm piciorul drept, întindem. Venim cu talpa în față, coborâm genunchiul stâng, privim în față. Inspirăm aici, până în interiorul coapsei stângi. Expirăm, venim cu talpa stângă în față, coborâm fruntea către genunchi, umerii departe de urechi, îndoim genunchii, abdomenul pe coapse. Inspirăm, ne ridicăm cu brațele deasupra capului, privim către palme, arcuim ușor coloana, expirăm, coborâm din nou în forward fold, palmele pe lângă tălpi. Inspirăm, piciorul stâng în spate, privim în față, observăm căldura creată în interiorul corpului și ne imaginăm cum este energie care se transmite către fiecare celulă prin energia vieții, prana. Inspirăm profund, ridicăm genunchiul, așezăm palmele pe saltea, piciorul drept în spate, abdomenul activ, expirăm, genunchi, piept, bărbie. Inspirăm cobra, întindem tălpile, expirăm, coborâm pieptul, câinele cu fața în jos. Ne uităm la distanța dintre tălpi. Tălpile sunt cu muchile exterioare paralele. Distanța dintre tălpi egală cu distanța dintre oasele bazinului.
relaxăm capul. Inspirăm, ridicăm piciorul stâng, venim cu talpa între palme, coborâm genunchiul drept, privim în față călărețul. Inspirăm până în interiorul coapsei drepte. Expirăm în zona bazinului. Inspirăm profund. Venim cu talpa dreaptă în față, forward fold. Lăsăm capul relaxat. Inspirăm, ne ridicăm. Mountain pose, privim către palme. Expirăm, venim cu palmele la piept. Inspirăm, deschidem palmele. Rămânem aici în Tadasana, observând postura muntelui astăzi, cum se simte. Palmele cât mai active. Încercăm să conștientizăm fiecare deget. Activăm bine și tălpile și încercăm să ne imaginăm cum prin tălpi aducem energie în sus. Inspirăm, ridicăm brațele, expirăm, coborăm în chair pose. Tragem buricul către interior, băgăm coccisul în interior, brațele întinse, umerii departe de urechi, privim între palme. Inspirăm, ne ridicăm încet, expirăm, coborăm brațele. Inspirăm, piciorul stâng în spate, talpa la 45 de grade. Genunchiul din față îndoit la 90 de grade. Șoldurile aliniate cu partea scurtă a saltelei. Inspirăm, ridicăm brațele deasupra capului. Vom încrucișa degetele, lăsând doar degetele arătătoare în sus, ca o săgeată. Tragem buricul către interior. Încercăm să ducem brațele astfel cât mai în spate, astfel încât să simțim urechile între brațe, dacă este posibil. Coatele sunt întinse. Privim în față sau către palme. Alegem varianta confortabilă pentru astăzi și observăm ce ne aduce fiecare modificare a posturii. Inspirăm profund, expirăm, revenim cu brațele jos, talpa din spate în față, Tadasana, activăm tălpile. Apăsăm în ambele tălpi egal. Inspirăm, ducem piciorul drept în spate. Genunchiul din față la 90, bazinul aliniat. Împingem în talpa din spate. Inspirăm, ridicăm brațele deasupra capului. Încrucișăm de data asta palmele invers, lăsând degetele arătătoare către cer. Inspirăm, încercăm să privim către palme, vedem dacă merge, dacă cervicala ne supără. Revenim cu privirea în față. Inspirăm profund, expirăm, coborăm brațele, revenim cu piciorul din spate în față, Tadasana. Tragem buricul către interior, împingem coccisul în față. Lăsăm greutatea corpului pe talpa dreaptă. Aducem călcâiul stâng către fesier, îl apucăm cu palma stângă, palma dreaptă
pe șold. Inspirăm aici, expirăm, începem să coborăm în timp ce întindem genunchiul din spate. Genunchiul piciorului de sprijin este și el ușor îndoit, privim într-un punct fix. Dacă ne-am putut menține echilibrul, încercăm să dezlipim palma dreaptă de pe șold și să întindem în față cu degetele cât mai active. Activăm mula banda, buricul tras. Dancer pose. Lăsăm piciorul în timp ce piciorul din spate, în timp ce talpa trage în spate, să ne deschidă pieptul în partea stângă. Inspirăm, revenim încet. Coborâm talpa. Tadasana, tragem buricul către interior. Ne calmăm respirația. Observăm cum s-a activat zona pieptului. Atunci când am deschis pieptul, inima imediat reacționează. Ne conectăm cu acest spațiu, ascultăm bătăile inimii, le simțim și ne bucurăm. Lăsăm greutatea corpului pe talpa stângă, ridicăm talpa dreaptă, călcâiul către fesier, aliniem bazinul, el rămâne pătrat când intrăm în postură, paralel cu podeaua. Inspirăm, activăm mula banda, îndoim genunchiul stâng și de aici începem să coborâm și în același timp să întindem piciorul din spate. Privim într-un punct fix. Întindem și brațul. Respirăm. Revenim ușor din postură, la fel cum am intrat. Dacă ne-am pierdut echilibrul, putem să mai încercăm o dată. Să stăm egal pe ambele pe ambele picioare. Ok. Revenim în Tadasana, ne observăm tălpile. Inspirăm profund, ducem brațele deasupra capului, întindem bine, expirăm, ne aplecăm, palmele în față sau lângă tălpi, pieptul în față, relaxăm capul. Îndoim și mai mult genunchii, palmele sunt pe podea, ducem un picior în spate, apoi pe celălalt planșă. De aici coborâm cu genunchii pe saltea, cu pieptul întindem tălpile, Sphinx pose, aducem coatele sub umeri, palmele cu degetele răsfirate apasă în podea, apăsăm și în coate, apăsăm și în palme, apăsăm în antebrațe, privim în față într-un punct fix, tragem de umeri către spate, încercăm să relaxăm fesierii pentru câteva momente. Respirăm. Încet ne calmăm respirația. Observăm senzațiile din corp. Observăm umerii, pieptul. Relaxăm maxilarul, relaxăm fesierii, doar tălpile sunt întinse, călcâiele aliniate cu oasele bazinului, nu le lăsăm în exterior, păstrăm aliniamentul.
Inspirăm, expirăm, venim cu palmele sub umeri. Împingem în palme, activăm bine de tot fesierii. De data asta ridicăm pieptul, privim către tavan sau în față. Împingem cu pelvisul în saltea. Picioarele sunt active, fesierii activi. Umerii departe de urechi, îndoim coatele dacă este nevoie pentru a depărta umerii de urechi. Expirăm, coborăm, aducem palmele în față, așezăm frunta pe palme pentru câteva momente. Mai avem o postură în care arcuim spatele. Venim cu palmele din nou sub umeri. De data asta împingem în palme, ridicăm bazinul de la sol, lăsăm doar vârful tălpilor pe saltea, palmele sub umeri, inspirăm, privim către tavan și lăsăm bazinul să coboare către saltea chiar dacă nu atinge podeaua și genunchii sunt sus. Upward facing dog, câinele cu fața în sus. Împingem în palme pentru a duce umerii departe de urechi. Fesierii sunt activi. Inspiră profund până în zona abdomenului inferior. Expirăm, aducem bărbia către piept, coborâm genunchii, coborâm pieptul, venim cu palmele în față, fruntea pe palmă. Relaxăm aici tot corpul, relaxăm umerii. Relaxăm fesierii, relaxăm și tălpile. Putem lăsa acum călcâiele să cadă de parte și de cealaltă. Da. Activăm tălpile, călcâiele în linie cu oasele bazinului, venim din nou cu palmele sub umeri, împingem în palme, venim pe genunchi, mergem cu bazinul către călcâie, lipim vârful tălpilor, ușor, întindem bazinul pe călcâie, vedem dacă putem rămâne cu palmele acolo unde erau. Tendința este palmele să vină către trunchi. Încercăm să întindem un pic mai mult, împingând bazinul către călcâie, păstrând palmele exact acolo unde erau, la nivelul umerilor. Fruntea în saltea, capul este relaxat. Ne conectăm aici cu respirația noastră, cu lumea interioară. Aducem palmele acum de parte și de cealaltă a tălpilor. Relaxăm umerii. Venim cu palmele în față, cam la nivelul capului, de o parte și de cealaltă. Ne împingem în palme, vom așeza creștetul capului pe podea, coatele unul către celălalt. Începem să rotim capul ușor, masând astfel creștetul capului. Chakra coroană.
Apăsăm atât cât senzația să fie una plăcută de eliberare, nu de durere. Rotim într-o direcție, apoi în cealaltă. Bun, și încet venim cu șezutul pe călcâie, ne ridicăm. Aducem tălpile sub noi, apoi în față, întindem picioarele. Venim cu talpa dreaptă în exteriorul coapsei stângi. Călcâiul stâng către șezut. Aducem genunchiul drept către piept, putem chiar să tragem ușor de el. Bun, și cu palmele pe genunchi îndreptăm spatele cât mai bine. Tragem de genunchi către piept și de piept către genunchi. Inspirăm, ridicăm brațele deasupra capului. Cu poziția dreaptă a coloanei obținută, ne răsucim către partea dreaptă. Cotul stâng în exteriorul genunchiului drept, palma dreaptă, pe vârful degetelor împingem podea. Și aici vedem cum putem să rămânem cu brațul stâng, fie cu palma către podea, fie îndoim cotul. Respirăm conștient, observăm oasele bazinului ferme pe podea. Inspirăm profund, expirăm, ducem bărbia către umărul drept, privim în spate. Putem închide ochii pentru câteva momente, însă rămânând cu atenția la senzațiile din corp pentru a rămâne în prezent. În momentul în care închidem ochii, avem tendința de a merge într-o stare de visare. Mintea ne duce, chiar dacă suntem relaxați, ne poate duce într-o stare de visare, ceea ce nu vrem neapărat în practica yoga, încercăm să rămânem prezenți. Inspirăm, expirăm, mutăm bărbia către umărul stâng. Continuăm să tragem de umărul drept către spate. Inspirăm, revenim cu bărbia pe linia sternului. Expirăm, ne răsucim încet. Rămânem câteva momente cu pieptul în față. Inspirăm aici profund, expirăm, relaxăm bazinul. Întindem piciorul stâng, întindem piciorul drept. Aducem talpa stângă în exteriorul coapsei drepte. Călcâiul drept pe lângă șezut. Din nou apucăm genunchiul, tragem ușor de genunchi către piept în timp ce apăsăm în oasele bazinului și conducem pieptul către genunchi. Conștientizăm poziția coloanei. Inspirăm, ridicăm brațele. Expirăm, ne răsucim către partea stângă. Ne ajutăm de cotul stâng să împingem ușor în genunchi și să răsucim un pic mai mult, să aducem umărul drept un pic mai mult în răsucire. Fără să forțăm, bineînțeles.
Inspirăm profund, expirăm, mutăm bărbia către umărul stâng, privim în spate sau închidem ochii pentru câteva momente. Conștientizând și mai bine respirația, conducând respirația în zonele tensionate. Inspirăm profund, expirăm ușor, cu grijă, mutăm bărbia către umărul drept. Continuăm să apăsăm în palma din spate, fie pe vârful degetelor, fie pe toată palma. Inspirăm, expirăm, venim cu bărbia pe linia sternului și ușor ne răsucim, conștientizăm poziția spatelui, relaxăm bazinul, întindem piciorul de dedesubt întâi, apoi cel de deasupra, îndoim genunchii, cu tălpile bine așezate în podea, tălpile cât mai active, venim cu palmele în spate. Înainte, încrucișăm un pic picioarele, rotim de câteva ori pumnii în față. Apoi schimbăm direcția. Vreau să încălzim un pic încheieturile pentru următoarele posturi. Bun. Revenim cu tălpile pe podea, genunchii sus, palmele cu degetele orientate către șezut. O să ne reglăm distanța după aia, ne ridicăm în reversed table. Ideal ar fi ca tălpile să fie sub genunchi, palmele sub umeri. Inspirăm, fie privim către tavan, fie cu bărbia în piept, în funcție de cum simțim cervicala. Dacă avem probleme cu cervicala, rămânem cu bărbia în piept. Împingem mult de tot fesierii, bazinul sus, împingem bazinul sus activând fesierii. Respirăm aici. Atenție la greutatea corpului pe palme. Nu apăsăm doar în dos, doar în podul palmei, ci și în vârful degetelor, în rădăcina degetelor. Încă o respirație completă. Expirăm, coborâm bazinul. Întindem picioarele. Întindem și tălpile. Inspirăm, ne ridicăm în East Stretch. Din nou alegem poziția capului. Confortabilă, deschidem pieptul, tragem umerii către spate și ne putem imagina o ploaie de abundență care picură pe noi, inima este deschisă și primește. Și observăm ce anume ne aduce această ploaie de abundență. Expirăm, revenim cu bazinul pe saltea, îndoim genunchii, ne așezăm pe spate, putem să rotim din nou un pic în încheieturile, așa cum simțim, le masăm un pic, bun, venim pe spate, vertebră cu vertebră, relaxăm spatele, relaxăm bazinul, relaxăm umerii,
Aducem genunchii la piept, îi îmbrățișăm. Relaxăm coloana lombară. Revenim cu tălpile pe saltea, întindem pe rând câte un picior. Ducem călcâiele către marginile saltelei, așezăm palmele de o parte și de cealaltă a trunchiului cu fața către tavan. Ne relaxăm în Shavasana. Observăm energia creată, bătăile inimii. Și conducem acest val de energie către tot corpul. Ca și cum am arunca o piatră într-un lac. Ne imaginăm această energie cum se răspândește valuri către toate celulele din corp. Observăm relaxarea profundă în zona brațelor, în zona încheieturilor. Observăm relaxarea în zona gâtului. Capul este moale și relaxat. Observăm relaxarea, cum se simte în zona abdomenului, în zona lombară. În zona bazinului. Mușchii fesieri sunt relaxați. Observăm senzația de relaxare și în zona coapselor, a gambelor, în zona gleznelor și a tălpilor. Imaginăm din nou acea ploaie de abundență. Și vedem ce ne aduce.
Revenim cu atenția în spațiul în care ne aflăm, observând sunetele din jur. Observăm contactul corpului cu podeaua. Începem să mișcăm degetele de la mâini, degetele de la picioare. Mișcăm capul către stânga, dreapta. Ne întoarcem către partea dreaptă, formăm o pernă cu ajutorul brațului drept. Împingem în palma stângă, ne ridicăm, ne așezăm ca la început, cu spatele drept, picioarele încrucișate. Vom face un exercițiu de respirație. Aducem degetul arătător și mijlociu în palmă. Blocăm nara dreaptă cu degetul mare. Inspirăm pe nara stângă, ochii închiși, privirea în spațiul dintre sprânceni. Inspirăm pe nara stângă. Blocăm ambele nări, reținem aerul în interior. Expirăm pe nara dreaptă. Inspirăm pe nara dreaptă. Blocăm. Reținem. Expirăm pe nara stângă. Inspirăm pe nara stângă. Blocăm retenția internă. Privirea în spațiul dintre sprâncene. Relaxăm fața, expirăm pe nara dreaptă. Inspirăm pe nara dreaptă. Blocăm retenție internă. Activează mula banda pe retenție. Expirăm pe stânga. Inspirăm pe stânga. Blocăm retenție. Activează mula banda, trage buricul către interior. Expirăm pe dreapta. Inspirăm pe dreapta. Blocăm retenție. Apasă ușor pe nări. Expirăm pe stânga. Inspirăm pe stânga, ultima rundă. Blocăm. Menține încă puțin. Încă puțin, încearcă să treci de limite. Expirăm pe dreapta. Inspirăm pe dreapta. Blocăm retenție. Încă puțin. Expirăm pe stânga. Aducem palma pe genunchi. Ne relaxăm respirația.
Relaxăm mușchii feței. Observăm cum ne simțim în acest moment. Aducem palmele la piept, apăsăm în palme, conectăm fiecare deget cu celălalt, conectăm degetele mari cu spațiul inimii. Observăm cum ne simțim acum. Inspirăm profund pe nas. Expirăm, ducem fruntea către palme. Deschidem ușor ochii. Namaste. Mulțumesc.